Dragnea. Prima reacție după audierea lui Florian Coldea în comisia SRI Claudiu Manda, urechea, aia nu e audiere. Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a arătat vizibil nemulumit de modul în care a decurs audierea lui Florian Coldea în comisia SRI. Eu în general nu îi cer pe colegii mei din comisia SRI, nici măcar pe presubliniere din Telemanda, dar eu am înțeles ce acolo sunt audieri. La audieri nu cite subliniere ti subliniere îi pleci, din câte înțeleg eu. Aia nu e audiere, este un seminar în care cineva vine, cite subliniere teni subliniere te hârtii subliniere i-a plecat, eventual mai spune ni subliniere te pilde, a afirmat Liviu Dragnea. Liderul PSD a spus ce nu subliniere tie la cine se referea fostul prim adjunct al SRI când a amintit de pilda cu Iuda. Habar n-am la cine se referea sublinierei, sincer nici nu mă interesează foarte mult. De asemenea, întrebat dacă Florian Coldea a vrut să abată atenția de la alte lucruri când a amintit de Iuda, Dragnea a spus ce important este ceea ce s-a întâmplat în acest subliniere tiani, iar aceste perdele de fum nu pot acoperi. România, implicat în scandalul Cambridge Analytica, când utilizatori sunt afectați de furtul de date. Eu nu mă uit la asta. Eu cred ce principalele subiecte sunt legate de ce s-a întâmplat în acest subliniere tian. Nici de porci, nici de subliniere orici, nici de pilda respectiv. Să se amenințe între ei care vor. Toate aceste perdele de fum nu pot acoperi ce s-a întâmplat, sublinierea începe să iasă la iveală în fiecare zi. Este un proces care, după părerea mea, nu mai poate fi oprit, a continuat liderul PSD. El a mai spus ceva spune dacă a participat sau nu la petrecerile organizate de SRI dacă va fi chemat în comisia SRI. O să spun la comisia SRI, probabil în această via, când domnul Manda o să se uite în agenda sublinierei o să-mi fac sublinierei mie loc, a afirmat liderul PSD. Dragnea a mai spus în final ce relația pe care o are cu actualul director al SRI, Eduard Helevig, o avea sublinierei înainte cu George Maior sublinierei cu Florian Coldea.